Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre factorii determinanți în definirea strategiei de investiții financiare. În cele ce urmează, vorbim despre disonanța cognitivă, una dintre cele mai importante erori sistematice de gândire care amână investițiile inteligente. Ți s-a întâmplat vreodată să afirmi ceva, dar să acționezi contrar opiniei tale și să te simți prost față de tine însuți sau față de ceilalți? Ai continuat vreodată să practici un comportament, deși știai că are consecințe negative și te-ai simțit vinovat sau rușinat din această cauză? Sau poate ai acționat vreodată irațional și apoi ți-ai căutat justificări pentru comportamentul tău? Ai promovat un comportament pe care tu nu îl practicai? Dacă da, este foarte probabil să fii experimentat disonanța cognitivă. Un exemplu clasic de disonanță cognitivă îl reprezintă fumatul. Deși este general acceptat că fumatul cauzează cancer la plămâni și boli de inimă, putem virtual presupune că majoritatea, dacă nu chiar toți cei care fumează, își doresc o viață lungă și sănătoasă alături de familia lor. Astfel, dorința de a trăi mai mult și sănătos intră în conflict cu acțiunea de a face ceva care, foarte probabil, reduce durata de viață estimată și poate crea probleme de sănătate. Această tensiune poate fi redusă prin negarea studiilor cu privire la dovezile clinice apărute sau prin justificarea unor beneficii complementare provenite din această activitate sau viciu, de fapt, cum ar fi, să spunem, reducerea stresului. Un fumător poate aduce fumatul într-o zonă de raționalitate, impunându-și să creadă că doar câțiva dintre fumători se îmbolnăvesc. Astfel, se poate crea imaginea eronată că de data aceasta este diferit sau nu este valabil în cazul meu. Putem deveni victimele disonanței cognitive, inclusiv în deciziile noastre financiare. Haideți să vedem împreună câteva exemple și ce trebuie să facem. Investițiile în imobiliare sunt preferatele românilor, care blochează 77% din avuție în această clasă de active. Tradițional s-a format mentalitatea greșită că ești independent financiar dacă deții mai multe locuințe. De asemenea, mulți consideră că imobiliarele sunt investiții foarte bune. E bine, dacă ne uităm realist la niște cifre obiective, vedem că rațional nu prea este așa. Spre exemplu, pandemia a scăzut semnificativ cererea pentru închirierea locuințelor, deoarece telemunca permite în multe industrii să lucrezi de la distanță, din orice oraș al țării. Astfel, chiria medie în marile orașe a scăzut cu cel puțin 15%. În acest context, randamentul mediu obținut în imobiliare este sub 5%. Foarte puțin dacă considerăm blocarea unei sume mari de bani și lichiditatea scăzută. În episoadele anterioare la Banii Mișcare, am văzut deja că strategia ODI de investiții periodice diversificate în piața de capital pe termen lung îți poate aduce un randament de cel puțin 3 ori mai mare decât imobiliare și cu efort mai mic. Totuși, există mulți proprietari de imobiliare care, deși nu găsesc chiriași sau obțin randament prea mic, continuă să-și facă rău din punct de vedere financiar. Disonanța cognitivă apare și atunci când nu economisim din cauza unor cheltuieli supradimensionate din impuls, ne satisfacem dorințe care ne aduc plăcere pe termen scurt. Justificăm acest comportament prin diverse beneficii și ne alintăm pentru reducerea stresului. Totuși, apoi, când e prea târziu de multe ori, ne pare rău când realizăm că nu avem economii și investiții suficiente pentru priorități mult mai importante în viață, precum sănătatea familiei, cazuri de boală sau educația copiilor. De asemenea, disonanța cognitivă ne determină să blocăm prea mulți bani în depozitele bancare, deși știm foarte bine că dobânda nici măcar nu acoperă inflația și pierdem bani. Mai mult, pierdem oportunitatea de a obține un randament mult mai mare. Există foarte multe analize, inclusiv cele prezentate la Banii Mișcare, care îți explică cum să investești foarte simplu în piața de capital prin replicarea indicelor bursieri folosind ETF-urile cu un singur click pe lună. În schimb, ce fac majoritatea românilor? Pentru a rămâne în zona de confort, ne protejăm sinele și găsim mereu scuze false. Nu mă pricep să investez la bursă, riscul este prea mare, îți trebuie mulți bani, eu nu voi câștiga randamentul istoric. Așa că trec anii și ne pare rău că economiile din depozitele noastre bancare au bătut pasul pe loc, ba chiar au fost furate de inflație.
Vedeți ce au în comun toate aceste decizii financiare eronate? Exact pe cum în cazul fumatului. Cei care au acest viciu știu că le provoacă rău, dar justifică comportamentul cu beneficiile că, vezi, Doamne, le reduce stresul și sperând că problemele de sănătate nu sunt valabile în cazul lor. Săptămâna viitoare revenim către antreprenori, iar apoi continuăm cu finanțele personale pentru analiza altor erori sistematice de gândire financiară sau cum ne gestionăm mai bine emoțiile în investiții. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.